Bill Gates a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Miliardarul american a făcut anunțul pe contul său de Twitter. El spune că are simptome ușoare și că urmează sfaturile specialiștilor privind izolarea până când se va vindeca. Bill Gates, în vârstă de 66 de ani, este un susținător al vaccinării și a primit 3 doze de ser contra noului coronavirus. Fondatorul Microsoft este al patrulea cel mai bogat om din lume, cu o avere de aproximativ 130 de miliarde de dolari. El a finanțat de-a lungul timpului mai multe campanii de vaccinare în statele sărace ale lumii. Bill Gates a scris pe Twitter că a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar are simptome ușoare. Am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Am simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos, a scris Bill Gates. Fondatorul Microsoft a mai spus că este recunoscător că a putut face toate vaccinurile la timp și are parte de cele mai bune îngrijiri medicale. Bill Gates a afirmat că are parte de cele mai bune îngrijiri medicale și că se simte recunoscător că și-a făcut toate vaccinurile la timpul potrivit. De asemenea, cofondatorul a mai spus că se va autoizola până când se va însănătoși și că va asculta de sfaturile medicilor care îl îngrijesc.